Încep prin a vă spune că îmi doresc să fiu înțeles, îmi activez toată cunoașterea, toată știința, profesionalismul din viața în care sunt ca profesor scriitor. Și îmi doresc, și intenția mea este să mă fac înțeles, simplist, pe înțelesul tuturor. Simplitatea, atât prin a privi, a comunica, a face, este foarte complex, complet. Cine ajunge la simplitatea de a răspândi o informație care, atenție, are aplicabilitate în viața de zi cu zi, acolo e partea divină din om. Înainte să vă vorbesc despre cameleonism, despre omul cameleonic, îmi doresc ca Dumnezeul primordial să fie înaintea mea, cuvântul lui înaintea cuvântului meu, gândul lui înaintea gândului meu, intenția lui înaintea intenției mele, mâinile lui, privirea lui înaintea mâinilor și privirii mele. De foarte multe ori, aceste lucruri nu o să le auziți pe internet, de multe ori nici live, față în față, să atinge asemenea profunzime cu intenția de a ajuta oameni, vorbind despre cameleonism. Cameleonic, dacă luăm sensul privind un cameleon, ne imaginăm un cameleon care atinge culoarea verde și se face una cu culoarea, care atinge culoarea albastră și se face una cu culoarea, care atinge culoarea roșie și se face una cu culoarea, și care atinge toate culorile, indiferent ce culori atinge, în natură se face una cu culoarea. Cameleonism, plecând din această simplitate a cameleonului, înțelegând că un cameleon, când îl așezi pe o culoare verde, se face una cu culoare. Când îl așezi pe o culoare albastră, se face una cu culoare. Ok? Deci, un om cameleonic poate să se facă una cu culoarea? Răspuns da. Dacă are culoare. Și atunci, la un alt nivel, noi oamenii, din cele 12 culori, 12 luni, 12 ore în lumea în care suntem, înțelegem sensul lui 12. 12 culori. Deci noi oamenii, când venim în această lume, tu, eu și așa mai departe, avem una, două, trei, patru, 5, 7 culori primordiale. Adică ne putem adapta în una, două, 7 situații, evenimente, culori primordiale. Adică le putem percepe în funcție de nivelul fiecăruia câte culori primordiale este cu câte culori primordiale este înzestrat,
indiferent de domeniul de activitate pe care o are. Și atunci, tu, ca om, ai una, două și așa mai departe, culori primordiale. Tu percepi o situație, un eveniment, un sens, orice, îl percepi dacă este pe culoarea ta primordială. Dacă este pe o altă culoare pe care tu nu o ai, o percepi eronat. Până aici, dacă e simplu, am răspuns da. Exemplul meu. Mă duc la un seminar, la un curs de dezvoltare profesională sau de dezvoltare personală. Omul ăla din fața mea l-am simțit să-l aleg. Ok, ca elev, mă duc la el. Ok, l-am simțit. Bun. Asta înseamnă că noi rezonăm pe culorile primordiale ale noastre. Dar acel om, pentru că este la nivel de îndrumător, nu peste noapte a apărut, este la nivel de îndrumător, are har de îndrumător. Așa. Acel om mai are și alte culori primordiale. Eu îl ascult, în prima fază îl înțeleg și în a doua fază doar iau informația pe care nu o mai înțeleg. Dar o iau. Și dacă eu ca om sunt deschis și înțeleg că această informație în timp, după acel eveniment, va apărea în viața mea ca să o înțeleg, voi dobândi culorile înțelese, experimentate din viața mea. Cu cât aleg, atât profesional, cât și personal, oameni la nivel de îndrumător, simțindu-i, rezonând cu ei la nivelul respectiv, la nivelul și la momentul ăsta, de exemplu, cu siguranță acel om îndrumător mai are una, două, trei culori în plus. Și atunci el când va vorbi spre final, nu-l voi percepe, înțelege, dar prin deschiderea mea, prin respectul pe care îl port, prin alegerea pe care am făcut-o, ajungând în zona acelui om, în timp, evenimentele din viața mea îmi va scoate la suprafață să înțeleg și să-i dau dreptate acelui om și să-i mulțumesc, să-l binecuvântez și să mă bucur când ne-am întâlnit, chiar dacă nu eu spun față în față, seara înainte de culcare la icoană, când mă rog la Dumnezeul din mine, nu din exteriorul meu, îl binecuvântez, îl respect și îl binecuvântez. Pentru că așa a fost dat să fie, ca eu să înțeleg și următoarele culori. În timp, dacă suntem deschiți, degajați, avem cunoaștere și înțelegem mecanismele, în timp, punem cărămidă cu cărămidă, adică culoare cu culoare, și ajungem la nivel cameleonic. Adică ajungem să dobândim toate culorile. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că atunci când vei sta de vorbă cu un om, recunoști în el culorile primordiale și îl înțelegi perfect la tot ceea ce spune. Când te vei întâlni cu alți oameni de jur împrejurul tău, oriunde te duci în lumea asta, îi înțelegi perfect, prin acțiune, vorbă, faptă. Înțelegându-i perfect, acești oameni pot face alegeri față de tine. Ei când fac alegeri față de tine, le fac pentru tine ca tu să-ți
dobândești sau să-ți fixezi acea culoare care încă nu-i complet. Adică dacă vine unul și îți dă un pumn în gură, în Cartea Sfântă, Biblie, spune să întorci și obrazul celălalt. Bă, nu prea am înțeles-o pe asta și chiar nu-mi iese. Îmi dă un pumn în gură, ce bucat îi dau. Dar n-am înțeles-o pe asta. Dar în timp am înțeles un algoritm al iubirii. Algoritm. De ce nu este iubire și algoritm? Că desface tot un tot și în toate, că e o grămadă de minciună, falsitate, de jur împrejur și desface. De asta e algoritm și iubire. Bun. Algoritmul iubire spune așa. Să iubești toți oamenii, tot ce te înconjoară, atât văzut cât și nevăzut, așa cum te iubești pe tine. De la facere până acum și de acum încolo, atenție, prin alegerile lor, indiferent care sunt alea, să-ți dea un cap în gură, un pumn în cap și așa mai departe. Lucrul ăsta, teoretic, pare simplu. În practică, nu e atât de simplu. Eu când vorbesc acum, nu vorbesc din cărți. Eu vorbesc din aplicabilitatea informației în practică. Și, într-adevăr, funcționează. Și foarte bine funcționează. Și foarte adevărat. Adică mai exact. Dacă, de exemplu, sunt cu un om, că e prieten, că e prieten, amic, amant, soț, soție, nu mai contează cine și cum, ce fel și așa mai departe. Și azi este într-un fel, din punctul meu de vedere. Deodată face o alegere. Și eu fac o alegere. Dacă sunt în foc și nu sunt în iubire, dacă sunt în foc, o iau personal. Dacă sunt în iubire și aplic algoritmul iubirii prin a desface lucrurile, îl respect, îl iubesc, îl apreciez și îi mulțumesc că până în punctul ăsta am înaintat împreună, frumos, armonios și așa cum ne-am întâlnit ca prieteni, amici, amanți, soți, soție și așa mai departe, la fel ne despărțim. Asta înseamnă că aplic algoritmul iubirii. Că acel om s-a schimbat el sau și-a schimbat culorile, n-am de unde să știu. Sau că eu m-am dus pe la cursul de dezvoltare personală și așa mai departe și am crescut, n-am de unde să știu. Nu știu care, unde și unde e adevărul. Dar prin a-l iubi, prin alegerile lui, indiferent care sunt alea, se desfac lucrurile armonios, în liniște și în pace și fiecare merge pe drumul lui. Acum vreau să scot la suprafață un adevăr. Omul cameleonic. Omul cameleonic dobândește toate culorile. Dacă este foarte periculos, răspunsul meu este da. Dacă este foarte bun, răspunsul meu este da. Într-o lume duală în care suntem, omul care a dobândit toate culorile prin experiențe, nu prin cărți citite, nu există prostii de genul. Deci trebuie să simți, trebuie să înțelegi, trebuie să armonizezi, trebuie să conștientizezi și așa mai departe. În momentul că, și bineînțeles că trebuie să și arate că poți să faci asta. Acum, omul cameleonic poate să fie rău sau poate să fie bun, ca un cuțit. Cu el omori sau tai pâine să te hrănești. Întrebare. Ne dorim lângă noi oameni cameleonici? Nu știu ce să zic. Eu sunt unul dintre ei. Adică dacă eu acum vorbesc cum sunt eu. Eu nu am nicio problemă să spun cum sunt. Da, sunt cameleonic. Dacă pot să fac foarte ușor rău, da. Dacă pot să fac foarte ușor bine, da. O cheie,
după ce îți dai seama, că nu poți să dai seama tu dacă, de exemplu, dobândești roșu, galben, verde, albastru, altul dobândește mov, portocaliu, galben și așa mai departe, nu poți să-și dea seama dacă acel om cameleonic care are toate culorile dobândite face rău sau face bine. După ce poți să dai seama? Păi simplu. Păi dacă are putere de a face rău, de a manipula toate culorile și n-are bani nici să treacă strada și intenția lui este să facă bine oamenilor. Întrebare simplă, prostească, idiotă. În cazul ăsta îți face bine sau face rău? Păi dacă poate să facă tot în tot și în toate și n-are bani să treacă strada și să simte bine el cu el și cu oamenii din jur și își dezvoltă și creează și face și are rezultate cu oamenii, printre oameni, pentru oameni, doar să fii idiot, doar să fii idiot să zici că ăla face rău. Păi dacă, de exemplu, eu sunt om cameleon și aș fi făcut rău, păi eu trebuia să am contul plin de miliarde. La câți oameni am prostit în masă, la câte culori am prostit în masă. Gândiți drecu ca idee. E greu să gândești. Dar e normal că nu poți să dai seama. Dacă tu ai roșu, verde, albastru, n-ai cum să-ți dai seama. Și atunci tu îl percepi pe omul cameleonic din punctele tale de vedere. Adică omul cameleonic e ca oglinda ta. Păi dacă tu în viața de zi cu zi jetmănești oameni, are intenția să faci bani, ai intenția, cum poți să-l vezi pe ăla în oglinda ta? Normal, cum te vezi pe tine? Capiși? Doamne, Dumnezeule primordial, gândurile tale înaintea gândurilor mele, mâinile tale înaintea mâinilor mele, viața ta, viața mea e mâinile tale. Bă, atâta timp cât tu nu te bazezi pe tine și te bazezi pe Dumnezeul din tine și l-ai descoperit și știi că poți să faci foarte multe și nu le faci. Și atâta timp cât te bucuri de rezultatele oamenilor care te aleg. De, în cazul meu, sunt îndrumător și mă aleg oamenii în domeniul coafurii de profesor, scriitor, ce sunt eu acolo. Bun, dar cu unii mai suntem și prieteni. Întrebare. Un om cameleonic care e la nivelul tău de prieten, de ce simte să te bruieze? O altă întrebare. Prietenii care sunt în zona ta, toți te mângâi așa pe umăr, ce frumoasă, deșteaptă, isteață, deștept ești? Da. Păi sunt prieteni? Da. La nivelul lor, pe culorile lor, da. Care rezonează cu culorile tale, da. Dar la un om cameleonic, un om cameleonic, când simte să acționeze în zona ta într-un fel, dacă te uiți în istoricul tău, tu ai început să faci niște cursuri de dezvoltare personală și ai început să mărească vibrația, frecvența în tine și automat ies la suprafață niște lucruri din tine. Iar prietenul tău sau prietena ta cameleonic sau cameleonică, când face o alegere, face ca tu să înțelegi mecanismul. Clar, nu ai cum să le înțelegi atunci, ești în foc, o iei personal și te întâlnești cu omul respectiv aplicând algoritmul iubirii, iubindu-l prin alegerile lui, indiferent care sunt ele. Poți să faci asta? 99,99.9% nu. O fac, față în față. Și atunci când înțelegi mecanismele astea și poți să faci asta, îți zâmbește cu toată inima, cu tot sufletul, privirea, cu atitudine, cu tot și îți spune că în timp, acum nu, dar în timp, adevărul va ieși la suprafață. Tu între timp, că așa se întâmplă, ai început să vorbești.
Iar acei oameni de lângă tine cu care tu rezonezi pe culorile tale, un pic mai mult sau mai puțin, au început să-și dea cu părerea despre ceea ce ai pus gaz pe foc, în focul în care ești. Atunci timpul ca să afli tu adevărul să dublează, să triplează, să înzecești. De aceea, și cu asta închei, indiferent de om sau oameni care vin în zona noastră, nu putem noi să știm că ăla-i dracu, că ăla-i lacu, că ăla-i înger, că ăla are 7 culori, că ăla are 9, că are 15, 13. Nici mă interesează. În momentul când eu aplic algoritmul iubirii și iubesc oameni, indiferent ce aleg ei să facă, contra mea, cu gând, cu intenție, cu cuvântul și cu fapta, în momentul când eu îi iubesc prin alegerile lor, indiferent care sunt alea, totul se oprește acolo și atunci fiecare se va îndrepta pe drumul lui. Este foarte profund mesajul la nivel cameleonic. A fi un om cameleonic nu înseamnă că ești bun sau rău. Doar ești. Ai dobândit niște culori ca un cameleon. Un cameleon care îl pui pe verde, se face verde. Dacă îl pui pe albastru, se face albastru. Deci ai dobândit culori respective. Nu poți să zici că tu ca om ești cameleon când te pui pe verde și te faci alb. Adică tu ești alb. Adică nu poți să schimbi culoare. Nu ești. Ai câteva culori primordiale. 2, 3, 7, 9 ca idee. Dar nu le dobândești, nu le-ai dobândit pe toate. În viața de zi cu zi nu ai experiențe din viața asta sau din altele. Experiențele sufletului. Și în momentul când nu le ai pe acestea, nu ai cum să fii cameleonic. Întrebare. Un om cameleonic are putere? Răspuns, da. Puterea te ajută? Răspuns, în unele cazuri, nu. De multe ori nu te ajută puterea. Ups. Și atunci este foarte important să înțelegi tu ca om, dacă ai conștientizat că ai aceste calități, capacități, haruri, că până la urmă sunt haruri să te poți așeza pe fiecare culoare. În momentul când ai înțeles lucrul ăsta, alegi. Ori alegi să manipulezi oamenii și conturile tale sunt pline, ori alegi să ajuți oamenii pe fiecare culoare. Chiar dacă unii te percep într-un fel. Clar, te percep pe oglinda lor. Indiferent că sunt ce sunt, cum sunt și așa mai departe. E ok. Lucrurile astea ei când te percep pe oglinda lor în condiții când n-au stat nici măcar o dată față în față cu tine să vorbim lucruri personale. Deci dacă am stat odată la o cafea 15 minute sau la un pahar de vin și își dau cu părerea, despre ei. Lucrurile astea nu pot să zic eu acum că au dreptate sau nu. Eu vreau și îmi doresc adevărul să iasă la suprafață. Atât eu, cât și ei, cât și toți care percepem, gândim despre un om și ne manifestăm sau înaintăm cuvinte, gânduri către acel om în alegerea cu alți oameni, eu doresc adevărul să iasă la suprafață. Ca fiecare să trăiască, să simtă tot ceea ce spune. Începând cu mine. Cu cât suntem mai liniștiți în minte, gândire și spirit, cu cât înțelegem mecanismele, cu atât înaintăm frumos, armonios, indiferent câte furtuni, fulgere vin spre tine, pietre și așa mai departe. Le iubești pe toate, că toate sunt pentru tine. În timp, adevărul va ieși la suprafață
și oamenii vor înțelege anumite aspecte. Și mă întorc la întrebare. A fi om la nivel cameleonic îi de bine sau de rău? Din punctul meu de vedere, la etapa la care sunt, e de bine. Adică eu îmi doresc să am lângă mine un om la nivel de prieten, amant, soț, soție sau ce-o fi, amic, cameleonic. De ce? Pentru că cât eu aleg în viața de zi cu zi și fac alegeri și mă duc la cursul ăla, cu atât eu mă dezvolt și ies la suprafață anumite aspecte din mine. Iar omul cameleonic le simte și se manifestă. Omul cameleonic din fața mea, fiind chiar prietenul meu sau prietena mea, se manifestă și face ceea ce simte. De multe ori ceea ce simte un prieten adevărat de lângă tine nu este să te mângâie de fiecare dată pe umăr sau să spună cuvinte frumoase. Nu. Face anumite alegeri, adică creează evenimente. Prin crearea evenimentelor venite din partea unui om cameleonic, atât el își confirmă ceea ce știe despre tine, iar tu, la momentul ăla, când ai să iei foc, n-ai să înțelegi. La momentul ăla, o să înțelegi în timp. Întrebare. Eu, Iulian Neculai, îmi doresc să am șansa în viața asta să întâlnesc oameni cameleonici să fie în zona mea? Da. Pentru că omul cameleonic din zona mea, el se manifestă exact cum simte. Adică cum simte, exact cum simte oglinda din mine. Și foarte versatil și joacă rolul foarte bine. Și foarte important cum îl accept, cum îl înțeleg, cum asta. Și eu cu asta închei. Că ești în viața asta unde ai una, două, șapte culori primordiale, că ești cameleonic, că ești dracu, că ești lacu, că ești înger, că ești Dumnezeu. Du-te, dracu! Poți să fii cine vrei tu. Nici nu mă interesează. Eu, unul, personal, am aplicat algoritmul iubirii, nu doar la nivel informațional, l-am aplicat și l-am înțeles perfect, profund. Este salvarea. În tot și în toate. Iubește toți oamenii, tot ce te înconjoară, atât văzut cât și nevăzut. De la facere până acum și de acum încolo, prin alegerile lor, indiferent care sunt ale. După cum ați observat, sunt 8, dacă o luăm numerologic, 8 este infinitul. Vă mulțumesc, vă respect, vă iubesc. Acum fiecare va lua exact ce simte. Tema pe care am rostit-o, răspândit-o, este omul cameleonic. Vă mulțumesc!